Comuniștii îi spuneau boala Occidentului decadent, iar recunoașterea existenței sale pe teritoriul României era de neconceput. Cu toate acestea, acum 30 de ani, o echipă de medici punea primul diagnostic de SIDA în România. Doar 4 ani mai târziu, cea mai mare epidemie de HIV din Europa avea să îmbolnăvească peste 13.000 de copii în spitalele din România. Sistemul medical era la pământ, lipseau cunoștințele despre acest virus și toate acestea au făcut ca peste jumătate dintre cei infectați să moară în condiții cumplite. Supraviețuitorii încă mai luptă, nu doar cu boala, ci și cu fricile, prejudecățile celor din jur. Documentarul pe care vi-l propunem în această seară prezintă povestea ultimei moșteniri lăsate de Ceaușescu, generația HIV. Au trecut 30 de ani de când în România a fost diagnosticat primul caz de SIDA, maladia care a îngrozit întreaga lume. Credeam că în România această boală nu va apărea. Din anul 1985 și până în vara lui 1989, în România au fost descoperite în jur de 20 de cazuri de SIDA. Asta deși regimul comunist a negat cu vehemență prezența bolii. Părerea mea că Ceaușescu și Elena Ceaușescu n-au știut de acest dezastru din țară. 1990 este anul care a scos la iveală proporțiile unui dezastru. Imaginile cu copiii bolnavi de SIDA din spitalele românești au făcut înconjurul lumii. Să vezi cum într-un pat de spital e un copil care e pe moarte, care își dă seama că va muri, să fie noapte în jurul lui, să fie alți 4 copii cu lumânări în mână. Conform estimărilor doctorilor, 13.000 de copii au fost infectați cu virusul HIV între 1988 și 1992 în spitalele din România. Peste jumătate dintre ei au reușit totuși să supraviețuiască, deși nimeni nu le-a dat nicio șansă. Astăzi au între 23 și 27 de ani. Îi întâlnești la magazin sau în club. Visează la o familie, la copii și nu vor decât să trăiască normal. Cei peste 6.000 de tineri bolnavi de HIV-SIDA sunt ultima moștenire lăsată de Ceaușescu României. Ole, ole, Ceaușescu. Ole, 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 ole. SIDA a venit în România cu trenul. Pacientul Teodorescu, în vârstă de 42 de ani, însoțitor de vagon pe rute internaționale, a fost primul român diagnosticat cu această boală. Eram foarte tânără, de-abia ajunsesem în spitalul Victor Babeș, când profesorul Păun, care era șeful acestei clinici de boli infecțioase, ne-a anunțat că s-ar putea să avem de-a face cu un bolnav care este infectat cu HIV. Regimul comunist o numea boala Occidentului decadent. Într-o țară aflată în plin avânt socialist, unde homosexualitatea și prostituția erau pedepsite, existența SIDA era ceva de neconceput. În lumea medicală din România, veștile despre virusul care făcea ravagii în vest veneau greu. Asemenea casetelor video și a prezervativelor, informațiile circulau pe sub mână și nu întotdeauna veneau din surse științifice. Sigur că explicațiile nu erau foarte clare, nu erau foarte exacte, pentru că nu știam foarte multe lucruri. Trebuie să recunosc că mai aveam câteva informații, pentru că aveam o prietenă care era abonată la celebra revistă Parimaci și din când în când mai reușeam să mai pun mâna pe câte un număr și pe acolo mai existau informații legate de infecția HIV. Lipsa de informații a făcut ca la baza diagnosticării pacientului Teodorescu să fie câteva presupuneri. Simona Erscoiu este unul dintre puținii doctori în viață care au asistat la acest proces. La spitalul Fundeni, profesorul Berceanu a avut câteva constatări legate de acest pacient, care întâi și întâi din relatările personalului medical
era vizitat mai mult de bărbați, ci nu și de femei. Sigur că s-a pus problema dacă cumva este cu o relație de gay, așa încât profesorul Berceanu s-a gândit că s-ar putea să fie această infecție. În lipsa mijloacelor moderne de analiză din laboratoarele românești, confirmarea virusului s-a făcut la Viena. Pe 20 octombrie 1985, pacientul Teodorescu avea să moară într-un anonimat total. Ziarele vremii au continuat să relateze despre producția record la hectar, la orz și sfeclă de zahăr. S-a relatat în presa vremii despre ceva atunci? Nu s-a relatat, pentru că trebuie să spunem că până în 1989, deci până la Revoluție, despre infecția HIV în România nu s-a vorbit oficial și noi nu am putut să punem diagnosticul de infecție HIV ca atare, ci puneam diversele afecțiuni pe care pacienții le aveau pe fond de imunodepresie, ceea ce nu era niciun fel de lucru incorrect. Capitalismul în România a pus pentru întotdeauna! Ceaușescu trăia cu iluzia că o societate perfectă, precum cea socialistă, nu poate fi atinsă de boală. Drept pentru care cele aproximativ 20 de cazuri de SIDA diagnosticate de medici între 1985 și 1989 nu au fost consemnate în nicio statistică oficială. Însă, cu doar câteva luni înainte de evenimentele din decembrie 1989, situația avea să se schimbe. Victor Pătrașcu, cercetător în medicina veterinară, descoperea în țara noastră, din întâmplare, cea mai mare epidemie de SIDA în rândul copiilor din Europa. A fost o infecție nemai întâlnită în lume. Mi-aduc aminte că doctorul Pătrașcu era foarte entuziast, dânsul venea din medicina veterinară și avea ideea aceasta aproape fixă, obsesivă, că trebuie să existe HIV în România. The girl died with AIDS. Era o fetiță care, țin minte și salonul unde era, care avea un diagnostic de anemia plastică. Simptomele ei nu erau clare, dar nu exista nicio bănuială că acel copil va avea SIDA de către nimeni. Noi am luat sânge la întâmplare din toată secția. Și primele astea, nu știu câte am dus, vă 3-4, s-au lucrat imediat și a fost pozitivă pe fata. N-am fost convins că este o reacție corect făcută, motiv pentru care s-a mai repetat de 3 ori successiv. Noi am plecat aproape la 12 noaptea din laborator. Și am continuat testarea a celorlalți copii, până când într-o zi am avut ideea să încheiem, să testăm și toți copiii care sunt între 0 și 3 ani. Și spre surpriza noastră și totala panică a fost că mi se pare că și aici au fost pozitivi. Deci chestiunea depășea, adică eu am crezut că nu o să fie niciun, vă spun sincer, eu am zis așa, domnule, am găsit 2 copii în clinică sau 3, cred că 2 am găsit înainte de cei 16. Gata, asta e. Echipa doctorului Pătrașcu a extins testarea la toate secțiile de pediatrie din București. Rezultatele obținute au fost înfiorătoare. În fiecare spital, peste 10% dintre copiii internați erau infectați cu HIV. Cercetarea a continuat cu aceleași rezultate la nivelul întregii țări. Și după aia au tot venit și erau cam jumate din toate orfelinatele. Deci până în august revenise clar că e o chestiune foarte serioasă. Deci nu e vorba de un focar de 10 copii care dintr-o întâmplare s-au contaminat. Era vorba de sute sau poate chiar de mii de copii. Dimensiunile acestui fenomen au fost covârșitoare. Dacă probele trimise pe furiș din minister pentru confirmare în străinătate n-ar fi venit și n-ar fi confirmat fenomenul, noi ne compromiteam profesional. Amploarea fenomenului i-a alertat pe conducătorii României comuniste. Speriați de posibilitatea ca vestea să ajungă în vest, oficialii Ministerului Sănătății și șefii securității au încercat să oprească programul de testare de la Institutul de Virusologie din București. Opriți tot ce faceți voi, este greșit, irresponsabil, contaminați spitalul, puneți în pericol securitatea spitalului, a pacienților, a orașului, deci... Epidemiologul George Iacob, ministru adjunct în Ministerul Sănătății în anul 1989, susține că nu avea informații privind epidemia de HIV-SIDA. Nu știți nimic despre perioada aceea, despre SIDA? Nu știu nimic despre acea perioadă. Eu nu lucram în spital, eu lucram în Ministerul Sănătății, eram amploiat în Ministerul Sănătății și cu altă parte. Și nu se vorbea despre așa ceva? Nu. Nu se știa? Domnul Alexei v-a spus tot. La revedere, încă o dată, tot bine. Am făcut un raport de vreo 12-14 pagini
care a ajuns la Organizația Mondială a Sănătății în ianuarie și l-am predat la Comitetul Central, la cabinetul lui Ceaușescu, la cabinetul 2 al lui Elena Ceaușescu, la CNST, două materiale la Securitate, la Ministerul Sănătății, Ministrului Sănătății și tuturor ministrilor adjunți. N-am primit niciun fel de reacție și niciun fel de răspuns. Părerea mea că Ceaușescu și Elena Ceaușescu n-au primit dosarele și ei n-au știut de acest dezastru din țară. Deși înștiințate despre riscurile epidemiei, organele de partid și de stat nu au luat nicio măsură concretă. Singura grijă a fost ca, indiferent de numărul de victime, informația să nu părăsească granițele țării. Nu aveam voie nici acasă să vorbim. Telefoanele ne erau supravegheate în spital și cu cine vorbim și ce facem. Uneori găseam la ușa unde intram în acele saloane cu copii, erau niște bărbați care erau necunoscuți, dar fără să vorbească cu mine sau altceva. Rodica Mătușa era la acea vreme șefa secției pediatrice de boli infecțioase a Spitalului Județean Constanța. După 25 de ani de la epidemie, încă mai păstrează registrul în care a ținut evidența pacienților. Care sunt răiați, sunt deceși. Din cei 1700 cât i-am avut eu, au decedat cam 700 și ceva. Județul Constanța este considerat epicentrul epidemiei de HIV-SIDA la copiii din România. După București, aici au fost descoperite cele mai multe cazuri din țară. Prin portul Constanța era poarta, era deschiderea României spre lume și erau marinarii care veneau din toată lumea, erau șantierele mari, petrochimia și canalul. Toate aceste grupuri donau sânge. Și nota bene, în acele momente, sigur că sângele nu era cercetat pentru infecție HIV. Probabil că jumătate din copiii infectați HIV au fost infectați prin transfuzii. Dacă copiii erau mici și prăpădiți, aveau anemii importante, trebuia să le se facă transfuzie de sânge. Sigur că la un copilaș care are 2 kg, 1 kg și jumătate, foarte mult sânge nu transfuzezi. 10 ml, 15 ml, maxim 20 de ml de sânge. Ori la donare, când se face recoltarea, iei un flacon de 250 de ml. Dacă e compatibil și cu Georgica care te lângă Petrica care are anemie, hai să-i facem și noi puțin sânge, că nu-i strică un aport de sânge ca să-l mai revigorăm, că și aici prăpădice amărât. Mecanismul declanșării epidemiei a fost următorul. În anul 1966, din dorința de a crește populația până la 30 de milioane, Ceaușescu a interzis avortul prin decretul 770. Atât lipsa mijloacelor de contracepție, cât și nivelul scăzut de trai au forțat mii de femei să-și abandoneze copiii în maternități și orfelinate. Salarizați în funcție de rata mortalității infantile, pediatrii s-au luptat să țină în viață copiii până la vârsta de un an, astfel că le-au administrat celor subnutriți și bolnavi transfuzii provenite de la donatori infectați. Într-un salon de 20 de paturi, asistentele foloseau o singură seringă nesterilizată. Teoretic, un singur adult bolnav care donase sânge putea îmbolnăvi până la 80 de copii dintr-o singură înțepătură. În scurt timp, virusul s-a răspândit în toată țara. Dintr-un flacon de sânge, deci să zicem o persoană infectată HIV, eu puteam să infectez 4-5 copii. Decimea și numărul de copii în aceste secții era foarte, foarte mare. Sigur că dacă era foarte mare și venea iarna și venea frigul și nu erau lemne și nu erau gaze și apă caldă nu prea era și lumina nu prea mai era și toate celelalte, sigur că acești copii se îmbolnăveau foarte des. Aveai de tratat 60 de copii cu injecții din 6 în 6 ore. Cum să poți face sterilizarea când nu aveai capacitatea de a steriliza tot acest lucru? Nu pot să acuz asistentele alea fără să mă gândesc și la condițiile în care ele erau puse, nu? Frig, lumina stinsă, gazul nu mergea, avea de făcut 200 de copii antibiotice. Ce faci?
stă cineva să bulbucească cutia de seringă de metal cât trebuie ca să fie sigură că s-a sterilizat complet? Nu. Copiii erau ținuți la grămadă, în condiții mizerabile, în beciuri, în leagăne sau în secții improvizate. A trebuit să înființăm o secție într-o parte a secției de psihiatrie ca să putem pune acolo acești copii, dar mai ales să-i putem izola, pentru că era o frică teribilă de boală deja. Sanepidul spunea, îmbrăcați-vă așa, cu halat, cu mască, cu... pe cap aveam un fel de capișon, nu ni se vedeau decât ochii. Pentru acești copii, decembrie 1989 a însemnat salvarea. Dintr-o dată, un secret bine păzit de comuniști ajunsese pe buzele tuturor. În anul 1990, România raporta pentru prima dată la Organizația Mondială a Sănătății cifrele reale. Jumătate din cazurile de HIV-SIDA din toată Europa proveneau din țara noastră. Tonight, 2020 begins with a dilemma. A story that's so shocking that we know those of you at home are going to be disturbed by what you see. Zeci de jurnaliști străini au ajuns în România în primele luni din 90. Imaginile transmise din centrele de plasament și din spitalele românești au impresionat o lume întreagă. Sute de ONG-uri din Anglia, Franța, America sau Japonia și-au oferit sprijinul pentru a pune la punct un sistem de îngrijire a acestor copii. Unul dintre primii fotografi care au intrat în secția de la Spitalul Victor Babeș a fost Michael Carroll. Fusese trimis în România de revista Life pentru a documenta modul în care sunt distribuite ajutoarele oferite de SUA țărilor din lumea a treia. Ceea ce a descoperit aici avea să-i întreacă orice așteptare. A man came out of the building and he was the mortician for the hospital. And he told me that he'd been waiting for people to arrive because he wanted to show them what was happening at the hospital. And he took me into the mortuary and there were stacked of children, dead babies. And he said the children were dying of this disease, which they, in the mortuary, had identified as AIDS. First of all, seeing the stacks of dead babies, there's maybe 30 children, they said in the mortuary, that was very difficult to photograph, to see, to experience. And then to hear the story about how the children were being taken out at night and put in mass graves was very frightening. I never really encountered that story before. And then when we saw children in the hospital, it was even more, it was very sad. It was one of the saddest moments of my life. Doctorul Mariana Mărdărescu a început să aibă grijă de copiii bolnavi de HIV-SIDA în martie 1990 la Institutul Matei Balș din București. Au urmat 5 ani de luptă pe viață și pe moarte, până la descoperirea primului tratament eficient. Mai bine de 3 sferturi dintre copiii pe care i-a îngrijit au supraviețuit, motiv pentru care consideră că, până la urmă, România are povestea ei de succes. Astăzi, Mariana Mărdărescu îngrijește nou-născuții perfect sănătoși ai celor care s-au îmbolnăvit acum peste 2 decenii. Marea fierbinte al 90, ne pregătim pentru lupta cu AIDS. Copiii din anii 90, adolescenții din anii 2004, 2005, 2006 și adulții de acum au trecut prin aceleași trăiri ca toți cei din generația lor. Deci nu se poate spune că aici am de-a face cu o persoană infectată HIV, iar aici am de-a face cu o persoană normală. Normalitatea este cea pe care fiecare dintre noi o înțelege. Lucrul cel mai important este faptul că ei și-au dorit să fie la fel ca și ceilalți, adică să se îndrăgostească, să iubească, să aibă parteneri. A fost extrem de greu să-mi imaginez că acești copii vor trăi, au trăit și este senzațional ca să asiști proprii tăi pacienți și respectiv femei tinere, să-și ducă sarcina până la capăt și să nască copii de care tot noi ne ocupăm și care sunt copii sănătoși. În anul 2014, în România, rata de transmitere a infecției de la mamă la făt a fost de doar 3%. Pentru ca virusul să nu se transmită, o mamă seropozitivă trebuie să nască prin cezariană, să nu alăpteze și mai ales să-și ia neîntrerupt tratamentul.
Doar că în țara noastră, deși accesul universal la tratament este garantat prin lege, sunt frecvente cazurile în care pacienții nu mai găsesc în farmacii anumite medicamente. Ia spune, ai pastile pentru noi? Super, super. Ce mi-ai adus? Te sun să stabilim, cum ne vedem. Da? Alina Dumitriu lucrează de 10 ani cu tinerii seropozitivi în cadrul unui ONG. În timp, a dezvoltat o rețea clandestină de trafic de medicamente, tocmai pentru situațiile în care statul român nu asigură tratamentul corespunzător. Tânăra primește cutiile cu pastile gratuit de la medici din străinătate, iar ea le oferă mai departe celor care au nevoie. Mailul ăsta l-am primit acum 9 zile. Aș dori să știu dacă puteți să mă ajutați cu cutie de săptămâna aceasta. Sunt 9 probleme în Suceava, dar și în celelalte orașe. Și din câte am înțeles, cea mai mare problemă este cu aceste medicamente care încă nu au fost trimise în farmacii. Lor le-am trimis deja tratament. Treaba asta pe care o faci ar putea fi considerată ilegală? Probabil că da. Probabil că poate fi considerată ilegală. Dar ține oameni în viață. Generația HIV nu a fost nevoită să lupte doar cu boala, ci și cu fricile și prejudecățile celor din jur. În octombrie 2014, un tânăr de 25 de ani din Segarcea a pus pe jar întregul oraș. La mormântarea lui, prietenii au aflat că era infectat cu HIV încă de când era copil. Vestea s-a răspândit imediat în toată țara. Bună dimineața! Una dintre tinere este internată la Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova. Fetele se numără printre fostele iubite ale tânărului. După 30 de ani de la primul caz diagnosticat la noi în țară, SIDA este în continuare considerată o boală rușinoasă, un subiect tabu de care oamenii se feresc să vorbească. Ați auzit aici de SIDA în Segarcea? Abar, dar nu sunt de aici. Nici nu sunt de aici. Ce ați auzit despre SIDA? Nu știu nimic. Scandalul de anul trecut? Nu știu, nu, că nu sunt de aici. Dar de ce credeți că se ferește lumea să vorbească? Lumea de ce? De ce credeți? Că e o treabă care e prea puțin de vorbit despre ea. Se tem, da? Normal că se tem, dacă e SIDA, nu e o boală care trece. Nu e răceală. Mentalitatea, din păcate, este aceeași ca și acum 20 de ani. Deci nu s-a schimbat absolut nimic. La nivel de subconștient, cred că există tot informația aia din anii 80, că SIDA înseamnă că mori, este o boală a homosexualilor sau a, nu știu, a grupurilor defavorizate. Nu este așa. Ca o sectă. Și nu trebuie să știe nimeni cine suntem, ce facem, cu ce ne ocupăm sau care sunt... care-i statutul nostru în societate și așa mai departe. Că nu scrie prezenta noastră că suntem seropozitivi. Ne sperie SIDA și foarte, foarte greu trecem peste puterea acestui cuvânt. E un cuvânt puternic, nu știu de unde își trage atât de multă energie negativă să se sperie atât de mult. Iulian Petre conduce cea mai importantă organizație non-guvernamentală de luptă anti-SIDA din România. Principala misiune este integrarea în societate a tinerilor bolnavi. Dacă ar fi să-mi dai cel mai fericit caz pe care să-l dai exemplu la alții. Păi uite, fata pe care o știi la Iași e angajată de noi ca exemplu pentru ceilalți. Deci o plătim ca să fie exemplu. Cred că am capacitatea să transmit un exemplu bun. Persoana de lent pe care acceptă că are probleme de sănătate, nu acceptă că o fi bolnavă va fi discriminată. Nu, prietene, oamenii te discriminează. Ei se tem, orice om se teme de boală. De ce să te cerți cu el? Că ce? Că fuge de rău? Păi și ce? Că nu ai fugi? Fugi, nu? Alexandra este unul dintre cei 6.000 de tineri care s-au obișnuit să fugă din calea discriminării. Cei 25 de ani trăiți în democrație au învățat-o totuși să ierte și să iubească. M-am îndrăgostit și am uitat că sunt bolnav. Și a fost urât când mi-am adus aminte. A fost urât și frumos în același timp, pentru că e foarte fain să trăiești zi de zi fără să-ți aduci aminte zilnic că frate am zi, da. Este persoane educate și persoane needucate în comunitatea noastră. Persoanele educate reușesc să viseze fără să li se pară anormal și să trăiască și să aibă ce au oamenii în general. Generația asta care a fost din cohortă este o generație care se împarte în două categorii.
și anume acea a celor care au fost diagnosticați în primii ani de copilărie și care pe cele mai multe au făcut parte din familie și copiii din familie au fost foarte bine îngrijiți, părinții au înțeles, i-au ajutat. Și a doua categorie care nici n-a avut părinți și a fost crescut așa de stat și dintr-un spital în altul și dintr-un centru de îngrijire și în altul, care practic nu știu să se ocupe cu nimic. Și asta este foarte dureros. Nu este însă și cazul lui Mircea. De crețel, abandonat la naștere, crescut în spital și în case sociale, Mircea a terminat liceul și a învățat o meserie la o școală profesională. Astăzi își urmează marea pasiune, fotografia, și visează la lucruri mari. Eu pot să trăiesc 70-80 de ani din moment ce îmi iau medicamentele și, bine, statistic vorbind, dar speranța de viață era undeva pe la 26 de ani sau... Deci, practic, tu trebuie să fii mort acum. Sigur trebuie să fiu mort, da. Dar uite că nu sunt. Pe unde mă văd eu peste 10 ani, mă văd ca un mare fotograf, megastar așa la industria fotografiei, cu doi copii, familie fericită. Nici Alexandra și nici Mircea nu se uită înapoi cu mânie. Au fost infectați din greșeală chiar de către cei care aveau grijă de ei, dar n-au căutat să tragă pe cineva la răspundere. Pentru ei, SIDA nu mai e de mult o condamnare la moarte. SIDA e o șansă. Poate fi definită ca șansă. Eu când am aflat că am SIDA, am zis că nu vreau să fiu doar un pacient. Credeam foarte mult în ideea de boală ca șansă, de răul acela care, dacă nu te moară, te întărește. Nu. Dacă toți ți-a dat șansa să trăiești, profită. Am trăit atâtea momente frumoase în viața mea și ar fi păcat să se întrerupă aici.